V-aș saluta cu o formulă învățată din Miami Beach, dar ne teamă că mă veți lua la bătaie, așa că mai bine nu. Primul film nu m-a deranjat foarte mult. Oare frățiorul mai mic și mai scump cum se va comporta? Piciu și Bilă, exporturile cele mai prețioase ale României în state, se plimbă teleleu prin Los Angeles ca sărac un aprozar. Se dau interesați de tot ceea ce văd de parcă ar dori să cumpere tot orașul, dar ei n-au un șvanț în buzunar. Sunt îmbrobodiți de un conațional că în orașul îngerilor se pot îmbogăți foarte repede și pentru asta trebuie doar să devină cardiologi. Cu accentul pe card, iar cum ăștia sunt ologi în creier, pun imediat botul. De aici se declanșează destule evenimente cu miasmă românească, dar care se petrec pe tărâm american, care devine țara tuturor -ă, posibilităților. Se spune despre film că este cel mai ambițios și scump proiect românesc cu finanțare independentă, adică fără vreun leu căpătat de la CNC. Din acest punct de vedere, băieții merită lăudați și chiar apreciați pentru că s-au zbătut să-și obțină singur finanțare și n-au stat cu mâna întinsă ca la pomană să primească bani de la stat chiar dacă mare parte din finanțare a venit de la o celebră casă de pariuri, însă aici pot scoate în evidență măcar faptul că nu există nici măcar o scenă care să facă trimitere la pariuri. Mă rog, aproape niciuna, dar și aceea care este prezentă este destul de subtilă. Scenariul mi se pare mai juvenil ca în prima parte, deoarece marșează pe aceleași glume generate de ciocnirea dintre două limbi diferite, iar poantele cu traducerea înjurăturilor românești în engleză, dar dându-le o semnificație romantică, deja nu mai au haz. Plus că băiatul cu penița, care a semnat scenariul, nu și-a scremut creierul să inventeze unele noi. Totuși, de câte ori să râdem la sugeri drăgăstoase de organe reproducătoare. De asemenea, peripețiile prin care trec cei doi trântălei de serviciu nu au reușit să mă impresioneze, deoarece sunt banale și tipice oricărei comedii de acest gen. Adică, multe încurcături prostești, potriveli greu de crezut, și scandal flasc cu o grămadă de prefăcătorie care nu păcălește pe nimeni. Și să mă bată popa cu cutia milei plină după sfânta liturghie de nu mi s-a luat de câte țâțe și buci am văzut în acest film. Înțeleg ispita lor și apetitul vizual pe care îl generează, dar nu mai sunt un adolescent de 14 ani care să băloșească la vederea unor asemenea ornamente feminine. Vedeta filmului, Dani Treho are un rol minuscul și dă cu subsemnatul scuipând câteva replici obosite, dar s-a potrivit bine în peisaj, zici că era de aici și asta a generat o leacă de umor ca urmare a contrastului dintre lipsa lui de cunoștințe despre România și anumite leacuri băbești neaușe care îi aduc alinare. Până acum nu am avut prea multe cuvinte de laudă la adresa filmului și îmi voi ține isonul cu alte beștelel, deoarece a mai fost un aspect care m-a deranjat din cale afară. Pe lângă că scenariul este destul de subțire și se înjură des, repetat și lipsit de inventivitate, se pierde destul de mult timp cu secvențe inutile, iar respectivele scene par mai degrabă niște laude din partea realizatorilor că au filmat în Los Angeles. Zici că este un ghid video turistic al acelui oraș și pe dreapta vedeți alea stelelor, cola în stânga uite semnul Hollywood și dincolo veți vedea Beverly Hills. Sau să folosesc o comparație mai răutăcioasă, zici că mă uitam la vreo fufă divă instagramistă care își tot pozează orice pahar de cafea de la Starbucks pentru a ne anunța că o huzurește pe bogăție. Bine mă, am înțeles, sunteți șmecheri, v-ați permis să filmați într-o zonă scumpă, treceți mai departe. Dar, că trebuia să vină și marele dar, că nu pot da la nesfârșit cu ciocanul un film, are două scene absolut demențiale, care m-au făcut să-mi schimb părerea care nu era deloc una favorabilă. Nu zic la ce se referă, trailerul, cel puțin cel pe care l-am văzut, nu a dat nimic afară din casă, Așa că vă las plăcerea de a le descoperi singuri, însă vă atenționez că trebuie să vă pregătiți temeinic, deoarece ele sunt de nota 10. Este un film stupid, lipsit de orice valențe artistice? Este! Are un scenariu debil, fără vreo urmă de intelectualitate? Are. Oferă multe momente de pomană care nu contribuie cu nimic la desfășurarea poveștii, care și așa este deșirată? Oferă. Sunt prezente personaje șablon, pline de clișee și stereotipuri, uneori chiar jignitoare? Sunt. Apropo de asta, filmul se înscrie în trendul modern al cinematografiei și este divers, atât ca rasă cât și ca gen. nu laud dar nici nu-l critic pentru asta, însă am simțit nevoia să scot în evidență acest aspect, deoarece se insistă un pic pe el. Cele două secvențe pomenite anterior reprezintă colacul de salvare al filmului, secvențe care pe mine m-au isterizat de râs și mi-au dat lacrimile mai ceva ca la o dramă grea. Doar datorită lor am fost convins că merită să mă cinstesc cu șase mici gustoși. Probabil că sunt prea generos, mult prea generos, dar asta e, Filmul m-a prins într-o pasă bună. Până data viitoare. Luați cu muștar, că este mai bun să aveți parte de Nipemi, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și suge uh, pardon, vă iubesc.